Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția noastră și în atenția simerienilor, bineînțeles, este și activitatea pe care administrația publică locală o are în ultima perioadă. Am văzut cu toții și noi am prezentat în nenumărate rânduri care este situația în ceea ce privește și consilierii locali, dar și primarul de aici, pentru că au fost foarte multe probleme care au fost până la urmă rezolvate sau nu, însă problema cea mare este că în continuare se discută foarte mult despre acea coaliție anti-Simeria. Astăzi încercăm să vedem dacă într-adevăr această coaliție este una împotriva Simeriei, împotriva simerienilor sau este pentru simerieni și pentru bunăstarea acestei comunități. Alături de mine astăzi se află domnul Emil Râșteiu, consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Doamna Daniela Bozdog, consilier local de asemenea tot în cadrul CLE Simeria. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată la noi, dar să sperăm că nu va fi ultima. Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Vlad Cuciureanu, consilier în cadrul cabinetului prefectului județului Hunedoara și președinte al TNL Simeria. Bună ziua, bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Este o situație destul de delicată pe care am prezentat-o de-a lungul timpului în ceea ce privește tot ceea ce se întâmplă în Simeria. Sunt proiecte care ar fi trebuit să fie multe dintre ele finalizate deja aici, altele în continuare sunt în implementare, dar cele mai multe, dacă este să ne raportăm la declarațiile pe care primarul orașului Simeria le-a făcut de-a lungul timpului, multe au fost blocate de către consilierii locali. Dacă este sau nu adevărat acest lucru, încercăm să aflăm și noi astăzi și, bineînțeles, poate vom primi și răspunsuri la întrebarea de ce se votează împotriva proiectelor pe care primarul le aduce în atenția consilierilor locali. Domnule Râșteiu, o să încep cu dumneavoastră pentru că cunoașteți foarte bine și în detaliu ceea ce se întâmplă aici la Simeria, fiind și primar al acestei comunități. Sunteți de mult timp, așa, într-un război, să spunem, cu primarul orașului Simeria. Un război justificat sau nu? Asta o să ne spuneți dumneavoastră astăzi. Ce se întâmplă, de fapt, aici la Simeria? Doamna Petronela, nu suntem în niciun război. Eu nu consider că suntem într-un război. Probabil domnul Bedea așa vrea să fie un război. Nu. Niciodată, nici eu, nici colegii mei nu ne-am propus să facem un război cu cineva. Cu atât mai puțin cu primarul orașului. Vreau să vă spun că am făcut un mic bilanț așa din memorie. Am fost ca și consilieri locali în cei 3 ani și câteva luni, 4-5 luni, am participat la peste 100 de ședințe de consiliu local și dacă mai punem și ședințele pe comisii, am depășit 160 de ședințe. Aș vrea să-i întreb pe colegii consilieri din județul Hunedoara sau poate și din altă parte, dacă au ajuns cumva la măcar la jumătate din numărul acestor ședințe de consiliu local. Așadar, din asta rezultă preocuparea noastră pentru ceea ce se întâmplă în Simeria. Dar sunteți împotriva proiectelor primarului Simeriei? Păi ia să vă spun acum, să fac așa un mic bilanț din memorie cam ce am votat pentru Simeria. Dacă îi să enumăr proiectele pentru reabilitarea străzilor Mureșului, Ioan Corvin, Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Libertății, Progresului, Decebal, Horia, Aurel Vlaicu, Fabricii, Iosif Hodoș, și cred că mai sunt și alte străzi pe care am votat pentru reabilitarea lor. S-au și reabilitat? Asta vă rog să-l întrebați pe domnul Bedea. Păi, am votat pentru local anveloparea blocurilor. Am alocat chiar anul trecut de două ori bani pentru sume, pentru a face proiecte pentru anveloparea blocurilor. Am votat pentru extindere de rețele de apă.
Am votat pentru toate canalizările pe toate satele din Simelea. Am votat pentru zone de agrement în orașul Simelea, pentru a face o zonă specială pe Măgura Uroiului. Eu știu, am mai votat pentru creșe, să facă creșe, am votat pentru locuințe sociale. Cred că aș putea să mai vorbesc încă câteva minute numai despre ce am votat. Dacă astea sunt lucruri care prin votul nostru am votat pentru și să spune că suntem împotriva Simeriei, păi atunci înseamnă că Simeria nu dorește să se facă lucrurile astea. Deci dacă cumva cetățenii de pe străzile care le-am enumerat, Nistor Socaciu, care este o problemă veche, eu recunosc, nici eu n-am reușit să o rezolv. S-a propus acum, am fost de acord să se reabiliteze. Am votat tot felul de studii de fezabilitate, dar una peste alta, aceste proiecte ar fi trebuit într-un fel sau altul să fie într-o anumită fază de, hai să nu zicem de execuție, dar promovate pe finanțări sau așa mai departe. Așadar, proiectele pe care le-ați votat și cu care ați fost de acord nu se află încă în implementare, să înțeleg, doamna Bozdog, sunteți și dumneavoastră consilier local și cred că știți foarte bine ce se întâmplă. Da, într-adevăr, sunt o mulțime de proiecte pe care le-am votat, pentru că la cele care ne-am opus sunt doar un număr pe care pot să le numeri pe degetele de la o mână, însă în practică, în oraș, mergând pe străzi, aruncând o privire în stânga și în dreapta, nu se vede nicio realizare, nu se vede nimic pus în aplicare. Doar rămân acuzele la adresa noastră, cum că suntem împotriva acestor proiecte, împotriva orașului Simeria, deși nu este nici pe departe adevărat. Toți ne dorim dezvoltarea orașului, toți suntem de acord că fondurile europene sunt necesare, dar înainte de a vota cu orice preț doar pentru a da bine, trebuie să analizăm dacă aceasta este o prioritate, ce ni se propune, dacă nu ar trebui făcut altceva, ce implică din punct de vedere financiar un astfel de proiect. Sunt proiecte, din câte enumera puțin mai devreme și domnul Rușteiu, proiecte care ar trebui să reprezinte o normalitate, a asfalta câteva străzi, a aduce până la urmă la o normalitate și locurile de joacă pentru copii, și mi-amintesc că au fost destul de multe discuții pe baza acestui subiect, pentru că au fost demarate unele lucrări care au trenat destul de mult timp. Apropo, au fost și finalizate acestea sau locurile de joacă? Toate sunt în curs de finalizare. Unele au fost finalizate, cred că, pe... Da. Din păcate, sunt finalizate, dar nu sunt întreținute. Acum nu vreau să fie o acuză, dar chiar mi-a propus să nu acuz, numai că mă doare sufletul. Până la urmă e vorba de câteva milioane de euro care s-au investit în acele amenajări de parcuri și locuri de joacă pentru copii. Și nu sunt întreținute. Mă tot abordează cetățeni și spun că ar trebui acea tiroleană, ar trebui refăcută, că ar trebui reparat nu știu ce hintă. Eu nu pot să fac din poziția de consilier local decât să sesizez. Cel ați mai făcut mult acest lucru? Au sesizat colegii mei consilieri ca să nu fiu numai eu cel care sesizez. Au sesizat tot felul de disfuncționalități. Nu știu ce se dorește până la urmă, se arate că de fapt proiectele care au fost promovate de mine nu s-au finalizat corect sau nu nici nu-mi dau seama ce se intenționează cu chestiunea asta. Și acum, referitor, doamna Bozdog este mai în măsură să spune cu privire la cele care am votat împotrivă. Eu am mai dat explicații, dar poate că explicațiile din partea mea se pot interpreta ca fiind tendențioase. Așa că o las pe doamna Dana să spună dânsa ce nu am votat și să analizeze cetățenii de fapt dacă a fost bine sau nu ce am făcut. Că vorba dânsă este 4 lucruri pe care nu le-am votat sau da, maxim 5, nu știu. Cred că da. Vă rog, doamna. Într-adevăr, o să le prezint pe scurt și asupra unora o să mă aplec, pentru că sunt într-adevăr sensibile. Este vorba despre capela de la Simeria, care era propusă pentru reabilitare cu o sumă de 700.000 de lei. Nu am acceptat această sumă, ni se părea o sumă
prea mare, cu atât mai mult cu cât anul trecut am avut prins în buget o sumă de bani, 350.000 de lei, pentru reabilitare. Nu au fost folosiți, acum au venit și ne-au cerut 700.000 de lei. Deci anul trecut a fost aprobată suma de 350. Da, exact. Stația de la Sfânt Andrei, 200.000 de lei, o sumă foarte mare. La fel, trebuie să ne gândim la buget, la ce implicații, ce presupune această sumă. Filigoria de la Sfânt Andrei, 100.000 de lei, în condițiile în care am primit o listă cu cetățeni care spuneau că nu au nevoie de așa ceva, că altele sunt prioritățile în localitatea dumnealor. Sensul giratoriu și centrul pentru asistență și recuperare. Sensul giratoriu, o mare problemă, o problemă sensibilă. Toți suntem conștienți că este nevoie, este necesar pentru orașul nostru. A fost o idee pornită de domnul Emil Râșteiu în mandatul dânsului. 2019, atunci, 2018. Așa, da. Atunci au fost demarate și primele proceduri, lucrări, obținerea de terenuri. Așa, a venit actualul primar și a spus că el nu dorește să facă pe banii bugetului local acest sens. Ok, că o să acceseze fonduri europene, a venit la un moment dat și oportunitatea aceasta prin programul Angel Salini. Care nu este fond, nu este fonduri europene. Da, fonduri guvernamentale. Da. Până așa. La urmă, orice fonduri, că fie că vorbim de fonduri, sunt binevenite, exact, da, pentru realizarea acestor proiecte. Astfel că prin, pe la sfârșitul anului 2022, cred că prin luna octombrie, am primit un proiect, a fost supus în ședință de consiliu, un proiect prin care să aprobăm indicatori tehnico-economici și pentru sensul giratoriu și pentru lucrări pentru strada 1 decembrie, care este în continuare a sensului giratoriu. Bun, la momentul acela toți consilierii am fost de acord că, fiind vorba și despre strada 1 decembrie, ar fi de luat în calcul reabilitarea podului peste calea ferată și dacă s-ar putea... Un pod cu probleme, de exact, altfel. Absolut, un pod vechi care necesită intervenție sau demolare sau nici la momentul acesta nu se știe exact. Deci toți consilierii am fost de acord că ar fi necesar în acel proiect să fie cuprins și podul. Drept pentru care am solicitat ori retragerea la momentul respectiv atunci, de pe ordinea de zi a proiectului, retragerea cel mai bine ca să primim niște clarificări, să facem o adresă către Ministerul Dezvoltării, să obținem, să vedem dacă se poate întâmpla ceea ce dorim noi. Domnul primar nu a fost de acord cu retragerea proiectului, drept urmare, noi consilierii ne-am abținut sau am votat împotrivă, dar doar pentru perioada aceea până ne lămuream, ca să nu mai vorbim că atunci nu era obținut nici avizul de la CNAIR. Nu era obținut avizul CNAIR-ului. Așa. Și am așteptat să se întâmple ceva. Au trecut multe luni și prin mai anul trecut, prin 2023, ni s-a adus din nou proiectul, a fost supus la vot, am fost de acord toți cu el, pentru că, da, cum v-am spus, suntem de acord că este necesar, am votat pentru. De atunci și până acum nu s-a întâmplat mare lucru. Ni s-au mai solicitat niște sume suplimentare față de proiectul inițial, de sumele estimate inițial. A fost o majorare, o solicitare de 6% la un moment dat și acum de 10%. Aceștia sunt bani care până la urmă o să fie din bugetul local, deși se spunea că sub nicio formă nu... Acel procent va fi suportat din bugetul absolut local. Da, exact. Iar în ceea ce privește construirea acelui centru pentru persoanele vârstnice, pentru că și aici au fost destul de multe comentarii și postări, inclusiv ale domnului primar. Da, și am fost acuzat, dar fără ca cetățenii să cunoască adevărul, întregul adevăr, pentru că li s-a prezentat așa trunchiat. Acest centru este propus să fie realizat în fosta baie comunală a orașului Simeria. Odată că este o zonă, nu o suprafață foarte mare, este între blocuri, construcția se realiza cumva și spațiu de recreere pentru persoane, era deasupra pe acoperiș, vă dați seama, destinat persoanelor vârstnice, dar cumva se urcau ele pe acoperiș dacă doreau recreere. Dar mai mult decât atât, ceea ce era foarte important și ceea ce cetățenii nu au știut, pentru că nu le-a spus nimeni. Dar și unii au fost nemulțumiți de faptul că v-ați opus acestui proiect, doar că noi am analizat. Probabil necesar un astfel de spațiu. Noi am analizat și noi am citit proiectul și notele de fundamentare și toată documentația. Deci acest proiect, acest centru se adresa unei anumite categorii de
persoane vulnerabile, persoane care nu aveau familie, care nu aveau venituri, care nu aveau persoane care să le întrețină, care nu își puteau desfășura activitatea. Pe raza orașului Simerea, la momentul acela, au fost identificate vreo 10, maxim 20 de persoane. Restul de 50, ca să fie funcțional proiectul, ar fi trebuit aduse din altă parte. Mai mult decât atât. S-ar fi putut extinde și să se adreseze și celorlalte persoane vârstnice care nu se află într-o situație vulnerabilă, așa cum era destul de clar scris, se adresa destul de clar, s-au făcut statisticile, s-au găsit persoanele, deci era strict pentru așa ceva. Mai mult decât atât, trebuia asigurată sustenabilitatea pe 10 ani. De către orașul Simerea. Asta implica sume, implica cheltuieli pe care noi nu știam cum o să le asigurăm la momentul respectiv. Deci asta înseamnă și asta este foarte important ca cetățenii să se informeze, să asculte părerile, să întrebe, să... Deci nu poți să asculți doar dintr-o parte ca să... La acea vreme știu că existau simerieni care s-au supărat cumva pe dumneavoastră că ați respins, nu ați fost de acord cu acest proiect. Au fost și ne-au abordat și am interacționat cu ei pe stradă și le-am spus, dar uitați, dumneavoastră care sunteți atât de revoltat, nu ați fi beneficiat pentru că aveți o pensie cât de cât decentă, lucrați, știam unde a lucrat persoana respectivă, nu ați fi beneficiat sub nicio formă de acest centru. Ca să spunem așa, referitor la giratoriu, în 2020 era necesară o sumă din partea bugetului local să facă giratoriu de 2 milioane de lei. Au trecut 4 ani și acum, ca să, în momentul ăsta, la ceea ce ne-a solicitat domnul Beda, ca să facem centru giratoriu, este necesar să pornească lucrările acum, este necesară suma de 1.600.000. Deci au trecut 4 ani și până la urmă tot cam aceea sumă trebuie să o cheltuim din bugetul local ca să facem sensul giratoriu și în 1 decembrie. Foarte puțin. Păi, da, până la urmă, nu știu dacă în forma asta trebuie tratate lucrurile. Pentru că noi avem niște angajamente, tot așa din memorie, dar sunt și documente în sensul ăsta. Noi acum, pentru giratoriu, ne-a solicitat să punem din excedent 1.000.000 pe lângă 600.000 care am pus deja, deci 1.700.000, 9.600.000. Avem depus în jur de 2 milioane la locuințe sociale, avem depus la locuințele NZ, cred că tot în jur de 2 milioane, avem pentru creșă. Estimările noastre și mi se pare că și din primărie lucrările pentru a se demara la creșă se duc tot între 1.500.000 și 2 milioane, deci una peste alta, noi avem niște angajamente de aproape 8 milioane care va trebui să-i punem în următoarea perioadă. Implementarea acestor proiecte? Păi nu, că până la urmă cred că vom ajunge să facem alte credite suplimentare. Că nu avem acești bani, nu știu de unde. Hai să zicem că 1.000.000, parcă mai sunt din excedent 1.000.000 și ceva. Da. De anul trecut. Și diferența nu știu de unde o punem. Sau le lungim, sau le ducem proiectele astea să realizeze peste 2, 3, 4 ani și să punem așa progresiv din bugetul local și atunci ce facem? Că până la urmă, dacă noi lungim aceste proiecte, constructorii care sunt pe cale să liciteze sau au licitat, în 2-3 ani iar vor crește prețurile, iar se va întâmpla acea nebunie cu nu le mai ajung banii, iar o să facă lucrări de mântuială și uite așa ne ducem din greșeală în greșeală mai departe. Nu cred că putem da drumul la orice investiție numai așa că este bine să primim bani dacă nu avem și banii de cofinanțare. Sau bun, luăm credit, știe lumea. Ar fi prima primărie care ar apela la un credit pentru astfel de proiecte. Da, nu este o problemă, dar să le spunem lucrurile. Să se știe. Da, ca să luăm, să facem creșa de, nu știu cât costă, 3 milioane de euro, trebuie să punem și noi 2 milioane de lei ca să facem suplimentar. Și atunci cetățenii se decide. Da, mă, este bine să mergem în continuare sau facem o creșă mai mică sau facem într-o altă locație o transformăm în creșă. Este mai favorabil. Într-adevăr, este mai favorabil acum să ai o creșă pentru că vin bani parțial, mulți bani, cei mai mulți bani vin din sistemul de învățământ și o poți susține.
doar din bugetul local, și eu mi-am propus de mai mult timp să facem creșterea, dar susținerea doar din bugetul local implica niște costuri destul de mari. Și atunci am mers pe varianta copiii să meargă la grădinița cu program prelungit și până la urmă chiar cei care aveau o mare necesitate de a avea îngrijirea copilului în jur de 3 ani puteau să meargă la grădinița cu program prelungit. Bun, ok, facem creșă, dar trebuie să vedem cu ce costuri. Și dacă îmi dați voie să intervin aici, sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Emil Râșteiu, nici nu putem să canalizăm toți banii spre proiectele din fonduri, spre cofinanțări, pentru că orașul Simeri are nevoie și de cheltuieli cu reparațiile, de întreținere, unele cheltuieli neprevăzute. Nu pot să angajez tot bugetul să fie doar într-o anumită direcție. Dacă îmi permiteți. În bugetul de anul acesta, noi n-am comentat, am lăsat și nici n-am făcut prea mult caz de buget. Deci a fost votat destul de târziu. Da, s-a lungit, cred că a trecut mai mult de o lună față de termenul. În 29 februarie. 29 februarie și trebuia să fie la 1 februarie, cred că. Dar în bugetul ați local... Ați vrut să marcați 29 februarie, fiind odată la 4 ani, iată că ați marcat această zi. Am fost mai deosebiți. Suntem deja mai deosebiți simerianii, dar un lucru vreau să mai spun, că nu vreau să monopolizez discuțiile. Utilitățile, funcționarea orașului, sunt prevăzuți bani din buget undeva până în lunile iunie, iulie, august. Și rest... Să întrebăm pe domnul Bedea, care este propunerea de pe mai departe? Noi ne-am dorit să fie și aici prezent în emisiunea noastră, pentru că îi oferim acest drept de a răspunde până la urmă simerienilor la toate cele pe care cei doi consilieri prezenți astăzi în platoul emisiunii le-au spus. Așadar, invitația este lansată și ori de câte ori își dorește să vină în fața dumneavoastră, a oamenilor, și să-și spună punctul de vedere, noi îl așteptăm aici. Eu sunt curioasă cum vede un tânăr tot ceea ce se întâmplă aici la Simeria. Așa că te rog, Vlad, să ne spui așa, cum simți tu, pentru că ești pe acolo, printre oameni, am văzut și din postările pe care le ai pe paginile de socializare, că te plimbi printre oameni și discuți cu ei. Da, până la urmă, contactul cu omul e cel mai important. Știți care e cea mai mare problemă? Din păcate, tot ceea ce a expus mai devreme colegii mei, cred că nu reprezintă nici 10% din problemele care sunt în Simeria, cu care ne confruntăm. Și din păcate oamenii sunt dezinformați. Oamenii nu mai știu de unde să-și culeagă informațiile. Până și pagina primăriei, o pagină instituțională, a fost monopolizată de către domnul primar, pe bună dreptate. Până la urmă e primar în funcție, dar să nu facem propagandă politică și să ducem discuțiile în toate grupurile din Simeria de online, să mințim, să dezinformăm. Și asta se întâmplă și față în față când se întâlnește cu fiecare om. Un subiect ferbinte ar fi acea stare de alertă. Din nou era să fim unici în țară. Fiind consilier în Cancelarea Prefectului, cunosc destul de bine subiectul. Am fost implicat instituțional. Domnul primar a convocat un comitet local pentru situații de urgență pentru o stare de alertă potențial generatoare de epidemie, așa a fost încadrată ulterior. Asta din cauza faptului că deșeurile, gunoaiele din oraș nu au mai fost ridicate de către firma care ar fi trebuit să facă acest lucru și atunci s-a ajuns în această situație. Da. A fost convocat acel comitet local pentru situații de urgență. În urma acelei ședințe postată în online, pentru că nu a fost direct transmisă prefecturii sau ISU Hunedoara, către ISU Hunedoara, reieșea faptul că Simeria e inundată de deșeuri, că nu are cine să le ridice, tot dintr-o situație generată de către un management foarte prost al domnului primar, pentru că aș fi spus fostul administrator al societății, dar este de fapt actual administrator. Pentru că vorbim de Simprest Util, da? Da, exact. Firma de curățenie a primăriei, de gospodărire, de întreținere, nu mai ridica gunoaiele. Din coșurile de gunoi vorbim și de pe lângă coșuri ce se adunea, atât în oraș cât și în sate. Bun, când a fost stabilită întâlnirea
cu domnul prefect să vină să discute despre, după ce s-a postat în mediul online și nu înainte, din păcate. Au avut o întâlnire prin care se cerea direct stare de alertă. Nu se voiau soluții care există și în momentul de față și existau și atunci. Deci s-ar fi găsit alte variante de a rezolva această problemă, sigur, nu neapărat adică, să fie declarată stare de alertă. Asta dacă vorbim de 10-15 coșuri de gunoi pe jumătate pline, că nu erau integral pline, chiar atunci când trecusem podul din Simeria și pe artera principală a orașului, erau niște coșuri de gunoi pline de la jumătate, pentru că de la jumătatea coșului de gunoi erau bidoane de 5 litri și nu într-un coș doar, cutii de pizza, lucruri pe care nu le-am mai văzut aruncate într-un coș de gunoi și de la acea jumătate în sus, categoric, era plin și dădea gunoiul pe din afară. Ei, acum oamenii ori fi aruncat deșeurile în drumul lor, l-au aruncat în acele coșuri, doamnă, de gunoi. Doamnă, pe cine ați văzut pe stradă cu bidon de 5 litri care să-l arunce în coșul de gunoi? Sau de 2 litri? Bea din petul de 2 litri nesuc și-l aruncă coșul de gunoi? Nu știu, e posibil, nu? Și acest lucru. S-a întâmplat să se întâmple atunci, probabil. Exact. Da. Nu putem, mi se știi. Pare totuși că prea se întâmplă lucruri deosebite la Simeria. Asta am observat cu toții și presa centrală. Au observat, da. Au fost multe. Da, problema este că de aici a început o întreagă mascaradă. Instituțiile statului, prin grupul de suport tehnic, sunt obligate să creeze acest grup în cazul unei situații potențial generatoare de epidemie. Dacă acele deșeuri se vor dezintegra, vor genera mirosuri. Da, ar fi putut să reprezinte un pericol pentru mai ales după perioada cetățeni. Asta cu COVID-ul suntem sceptici. DSP-ul a făcut o informare clară cum că nu este vorba despre o asemenea situație potențial generatoare, dar a doua zi domnul prefect chiar a insistat să se întâlnească grupul de suport din sediul instituției prefectului. La ora 10 a fost întâlnirea, a fost convocată toată lumea, toate instituțiile de concentrate abilitate, inclusiv primăria, dar și Consiliul Local, pentru că până la urmă sunt două entități diferite. Au participat reprezentanți din ambele tabere, să spunem, da, și din Consiliul Local și primărie. Și aici a fost o chestie foarte interesantă. Cei de la Consiliul Local, repet, dubla invitație a fost trimisă către primărie. A ajuns la primărie, dar n-am ajuns la Consiliul Local. Până la urmă s-au discutat și cu cei de la Consiliul Local. Domnul Emil Rășteiu a fost votat de către colegi pentru că trebuie să fie desemnat ca și reprezentant. A venit la discuții, domnul primar n-a ajuns, chiar a comunicat că are ceva probleme mai urgente, mai importante decât... Deși el a fost cel care a solicitat declanșarea acestei stări de exact, alertă. Conducătorii de instituții s-au întâlnit la instituția prefectului pentru a găsi soluții și a rezolva situația. Cred că după 10-15 minute după ce începuse ședința, tot știau că nu poate ajunge. Vedem un live pe... Revin la pagina instituțională, un live pe pagina primăriei în care era alături de doi reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, care fac parte din același partid, cum că au venit să curețe orașul, că prefectul județului Hunedoara nu vrea să ofere această stare de alertă, nu ca și cum ar avea un buzunar și oferă, nu, sunt niște criterii prin Comitetul Județean de Situații de Urgență. Deci s-a monopolizat această situație. Soluțiile erau foarte simple. Sunt asistați social de la Direcția de Asistență Socială. Și sunt în Simeria, nu există asistat social, deci care ar fi putut să sprijine, să spunem, peste 400 de ore pe lună. Cei care au venitul minim garantat, peste 400 de ore pe lună. Păi dacă se alocă... Pentru muncă în folosul comunității, da? Dacă se alocă măcar 200 de ore, eu zic că se întreține partea de centru cu asistații sociale. Dar sunt scoși acești asistați sociali? După spusele domnului primar și al unui angajat din primărie, deoarece domnul prefect chiar a venit cu această soluție, printre altele. Nu se poate, nu putem să-i relocăm. Nici măcar nu era vorba de planul de pe anul 2023, nici măcar nu era făcut planul pe 2024 și au spus clar, arătau niște hârtii, că trebuie să ecologizeze malul Străiului și că e imposibil să-i mutăm. Nu știu dacă era imposibil, dacă se voia, adică fac o paralelă, dacă chiar era o situație atât de o stare de urgență, o stare de alertă, până la urmă încercăm să stingem incendiul
și după vedem pe termen lung soluțiile cu Simprest Util, cu altă firmă. Care a fost finalitatea până la urmă? Mai venit domnul grupul primar, de suport tehnic, a mai solicitat sprijinul prefecturii? A mai solicitat, deoarece doar prin intermediul instituției prefectului și a comitetului județean de pentru situații de urgență s-ar putea remedia această situație cu starea de alertă. Grupul de suport tehnic a mai fost încă o dată la fața locului. Fiecare a făcut un proces verbal care a spus nu este o situație potențial generatoare de... Da, era scris DSP, cred că a informat la un moment dat, cum că dacă în termen de câteva zile, săptămâni, nu se vor ridica acele deșeuri, categoric. Doar că ei, mă refer la domnul primar și reprezentanții Consiliului Județean, împreună cu încă 3-4 membri de partid, au curățat orașul în... chiar m-am uitat pe live. Cred că în 45 de minute a fost orașul curat. De ce să punem pe drum atâtea instituții și să facem atâta zarvă? Până la urmă era dreptul lor să solicite acest lucru, nu? Al celor din administrația locală. Au făcut acest lucru. Dumneavoastră v-ați întâlnit cu toate instituțiile care sunt implicate în astfel de situații. Da, am alocat resursele care erau bine stabilite pe un program de acțiune. Vorbim de multe instituții și instituții importante. Dacă nu greșesc, cei de la Garda de Mediu, în prima zi când a fost și întâlnirea la sediul primăriei, au venit direct din Valea Jiului pentru că aveau control acolo. Domnul primar a și spus, cum adică, cum să nu vină? Resursele sunt limitate. Au venit după program, au cercetat la fața locului și ei și-au dat în scris că nu e vorba de o situație de alertă. Domnul Rușteiu, în prezent, care este situația? S-a rezolvat această problemă? Cum arată străzile, să spunem, din acest punct de vedere, din Simeria? Într-un fel îmi vine să râd, dar nu-i de râs ceea ce se întâmplă în Simeria, pentru că acum rezolvarea coșurilor e o problemă, dar toate mizerile care sunt pe stradă și grămezile de gunoi, alea nu se pot rezolva nici măcar cu asistații sociale. Doar că a trecut, cred că mai mult de o lună, o lună jumate, în care dacă se preocupau de rezolvarea situației la Simprest Util, acum oamenii aveau... erau plătiți cu finanțele. Nu și-au primit salariile. Nu și-au mai primit salariile de două luni de zile. Nu mai pot să facă plăți către primăria, către Simprest Util, întrucât toți banii trebuie să meargă la finanțe. Deci este un blocaj care are soluții. Și doar că ne ocupăm de chestiuni... De ce nu se pun se aplicarea acestei soluții, dacă, deci dacă există? Dacă o problemă gravă a orașului se tratează cu la mișto sau cu așa cu bășcălie sau doar de imagine, normal că astea sunt rezultatele. Ieri am fost chemat într-o ședință de Consiliul Local ca să... A 100 câta? Fără număr. E bine până la urmă că vă întâlniți și discutați despre problemele oamenilor. De ori câte ori ne solicită, încă am mai avut reproșul din partea unor cetățeni că de ce tot mergem la ședințele de Consiliu convocate, unele dintre ele ilegal. Ca să nu fie discuții, chiar participăm la orice fel de întâlnire sau de ședință formală sau informală, nici nu contează dacă e vorba să tratăm un subiect serios. Dar vreau să vă spun că ieri care am fost... a fost scopul întâlnirii de deci, ieri, exact. Ședință de Consiliu. Acum gândiți-vă și dumneavoastră cât de serioasă este propunerea la un punct să aprobăm încetarea mandatului domnului Simon și la al doilea punct să mă numească pe mine administrator la societatea primăriei. Cred că v-a onorat această numire, nu? Această propunere. Da, propunere. Așa ar fi trebuit, deci, nu? O propunere făcută la mișto nu poate fi tratată, sau nu, nici nu poți să o categorisești cumva. Dar de ce spuneți că este la mișto, așa, între ghilimele spus, că poate a fost o propunere sinceră, nu? Noi l-am rugat să propună pe cine vrea ca și administratorul societate. Păi iată că v-a vrut pe dumneavoastră. Dar este necesar să propună pe cineva care, cu care colaborează, cu care poate colabora. Pe mine când mă vede... Poate își dorește să îngroape securea războiului, domnule Rușteiu, păi, și dumneavoastră așa, nu acceptați. Cred că ați văzut filmulețul pe Facebook în care atunci când povestea Vlad că adunau din coșurile de gunoi, a vrut să-mi arunce un sac de gunoi în mașină. Atitudinea asta chiar arată o dorință de colaborare?
de să vii cu un sac de gunoi să-l arunci pe geam la cineva, indiferent la cine, parcă mi se pare un pic ieșită din comun. Deci în propunerea a fost făcută, dar într-adevăr eu am zis că se rezolvă problema într-o lună, dar din postura de primar. Și că tot era vorba de colaborare. Haideți să privim obiectiv. Ce echipă mare, domnul primar? Cu domnii consilieri și doamnele consilieri, cu două persoane din partidul propriu, se mai înțelege, să spunem. În rest, indiferent de partid, pentru că, până la urmă, toate partidele sunt acum în opoziție la ce se întâmplă, că nu se poate altfel. În primărie, toată lumea stă pe un butoi de pulbere. Știți situațiile care au fost, am ajuns la nivel național cu... Nu s-au mai liniștit lucrurile din acest punct de vedere? Să existe o înțelegere și între primar și angajații din primărie? Doamna Vozlog, dumneavoastră sunteți acolo zi de zi și cred că simțiți aceste lucruri. Din câte știu eu, prima dată, haideți să clarificăm, nu sunt acolo zi de zi decât din postura de consilier, pentru că într-adevăr, să știți, acum n-am vrut să mă corectez neapărat, n-am vrut să mă corectez așa pe dumneavoastră, că sunt convinsă că știți despre ce este vorba, dar nu știu de ce foarte multă lume are impresia că eu lucrez în primărie sau am lucrat. Nu, n-am lucrat absolut niciodată în primărie. Dar da, din postura de consilier, da, și faptul că mă întâlnesc și discut cu angajații primăriei, situația este la fel, ei sunt în aceeași situație, tensionată, li se cer fel de fel de lucruri, să facă fel de fel de adrese fără justificare, care nu se încadrează din punct de vedere legal. Dacă li se spune că nu este în regulă, că așa, li se iscă o mare discuție, sunt priviți cu... Da, tu ești împotriva mea, ești și tu faci parte din coaliție. Deci nu s-au rezolvat. Ei lucrează sub o presiune continuă, au o teamă, au ajuns, verifică documentele cu mai multă rigurozitate decât orice altceva sau cum făceau până acum. Deci Și se spune că sunt de vină cei din primărie și consilierii locali. Persoane care au vechime în primărie, persoane serioase, persoane cărora nu pot să le reproșez nimic, persoane care nici măcar nu au afilieri politice sau simpatii, care pur și simplu doar își văd de treaba lor și sunt într-o situație... Dar ne punem întrebarea, când vine vorba de propriul partid, oamenii pe care i-a ales... administratorul public cu care a început, din câți consilieri locali au fost din partea PSD, 3 au părăsit, sunt în plin proces cu partidul pentru că au fost dați afară la comandă. Organizație la Simeria PSD nu. Mai nu știu dacă există, nu se întâmplă nimic. Actualmente acolo. Primarul în funcție încă este suspendat din partid, chiar nu? Asta vreau să spun. Este suspendat de către conducerea județeană a partidului, dar am văzut că l-au desemnat ca și candidat. Suspendarea, dacă nu greșesc, în mai trebuia să expire. Deci unde e problema până la urmă? Dacă se poate și mai avem timp, aș vrea să mai intervin aici, că tot am discutat de colaborare, de interacțiune, indiferent că este vorba de colegi, de noi ca și consilieri pe linie politică. Este foarte important să existe colaborare, să poți să te înțelegi cu persoana cu care construiești ceva. Pentru că altfel lucrurile nu iasă cum trebuie și atunci o să fim doar subiect de discuție pe paginile de Facebook. Vă dau un exemplu. Am ajuns consilier... pe listele PNL în 2016, când primar era domnul Emil Râșteiu. Avea majoritate în Consiliu, nu avea nicio problemă și totuși a propus ca președintele Comisiei de Buget Finanțe să fie din partea PNL-ului. Eu, fiind economist de profesie, am fost propusă și aleasă. Vă spun sincer că la început mă gândeam așa un pic cum o să relaționăm noi. Există tensiuni între... Da, exact, pentru că veneam din partide diferite. Ei, totul a decurs normal, civilizat, corect, fără tensiuni. Orice întrebare o adresam, indiferent că era primarului sau compartimentelor de specialitate, primeam răspunsuri, nu mi se spunea stai, fă o adresă scrisă și văd eu când îți trimis, stai că nu știu ce să-ți spun. Deci totul era într-o perfectă armonie din punctul ăsta de vedere. Deși proveneați din partide diferite. Absolut. Care nu se aflau în coaliție la acea vreme. Absolut. Înainte de ședințele de consiliu, domnul Râșteiu venea, ne spunea, uite, aș vrea să fac așa, ce părere aveți? Ne întreba pe toți consilierii. Deci nu eram puși în fața faptului împlinit. Mai mult decât atât, când era vorba de buget, bugetul anual, care e totuși ceva foarte important pentru comunitate,
primeam din timp materialele, draftul de proiect, îl analizam inclusiv în ședințe de partid, pentru că fiecare dintre colegii noștri spuneau din ce aflau de la cetățeni și așa mai departe. Uite, ar trebui făcut aia, ar trebui puși acolo bani, luați de acolo. Mergeam, ne adresam primarului și împreună cu directoarea economică rectificau, ascultau și doleanțele noastre. Dacă nu se putea exact ce doream noi, veneau cu argumente bine puse la punct și pe care le înțelegeam. Deci așa mi se pare normal, așa, altfel nu. Și până la urmă interesul este să faci lucruri bune pentru comunitate, pentru oraș. În ultimele 5 minute din această emisiune aș vrea să vă întreb pe fiecare ce vă doriți pentru acest oraș, un oraș care a cam suferit așa destul de mult în ultima perioadă, cel puțin asta spun unii dintre locuitorii Simeriei și a satelor aparținătoare. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Râșteiu. Prima dată trebuie să apară respectul între toți și toate, între instituții, între persoane, între consilieri, să existe respect și de aici se poate face ordine și pe străzi, se poate face ordine și în activitatea clubului sportiv și a centrului cultural și a societății primăriei și în sistemul de învățământ. Trebuie să este un talmeș-balmeș acum și primul lucru trebuie să se ajungă la o minimă ordine, minimă lucruri trebuie să fie puse la locul lor și de acolo pe urmă pot rezulta proiecte, dorințe să rezolve dorințele oamenilor, că una peste alta până la urmă administrația locală trebuie să răspundă solicitărilor oamenilor, nu ideilor pe care le are primarul sau consiliul local. Până la urmă, ceea ce își dorește populația, asta trebuie să facă administrația locală. Bine, asta nu înseamnă că primarul nu poate să vină cu propuneri, cu proiecte diferite, poate, de dorințele cetățenilor. Eu mi-aduc aminte că la un moment dat am pus în dezbatere mutarea stației de autobuz, că era o anumită chestie acolo, în altă parte. Am pus o dezbatere publică, am primit din partea cetățenilor că nu este bine, am renunțat la idee și n-am mai propus-o niciodată. Acum eu am propus un lucru cu privire la locurile dintre atelierului și Aurel și Avram Iancu, cetățenii știu despre ce este vorba, și am venit cu o propunere care mie mi s-a părut deosebită și răspunsul a fost: te lăsăm să faci. Nu vă doriți. Vă lăsăm să faceți. Din partea cui a venit acest răspuns? Din partea unor cetățeni de acolo. Bun, dacă nu-și doresc, într-adevăr, atunci noi nu trebuie să existăm să facem o chestiune. Și lucrul ăsta l-am învățat, să zicem, un pic mai accentuat și după alegeri. Mie mi-a prins foarte bine perioada asta, că am început să văd un pic lucrurile după 20 de ani, poate că imaginea mea de ceea ce înseamnă activitatea primarului se deformase un pic. Acum eu consider că mi-a revenit. Doamna Buzdog. Da, în primul rând vreau liniște și când spun liniște nu mă refer la faptul de a nu se întâmpla nimic în oraș, de a nu se dezvolta, de a nu exista lucruri bune, ci liniște într-o colaborare bună cu autoritățile, cu politicienii, tocmai pentru că asta își doresc și cetățenii. S-au săturat de scandaluri, de... și i-aș ruga foarte mult să se informeze. Întotdeauna să încerce să se informeze când au un motiv, să se informeze din toate părțile, pentru că doar altfel poate să obțină, astfel poate să obțină adevărul sau, mă rog, să fie corect informați. Unii dintre cei care ne urmăresc poate vor spune că parte dintre scandaluri le iscați chiar dumneavoastră, consilierii locali. Noi niciodată n-am iscat scandaluri și asta e dovada că până la urmă, nu, ne-am mai ieșit din fire, dar până când vin acuzații peste acuzații, îți mai pierde cheful de a fi tot docil, dar noi n-am iscat niciodată, n-am provocat niciodată vreo situație din care să genereze scandal. Și acum cei care mă știu de atâția ani, cred că nu pun la îndoială ceea ce spun. Să vedem care este părerea și celui mai tânăr invitat al meu de astăzi cu privire la ce ar trebui sau ce îți dorești, ce vă doriți voi tinerii până la urmă pentru acest oraș. Da, când expun aceste 5 cerințe, consider că vorbesc în numele tinerilor. În primul rând, normalitate. Mi-aș dori ca Simeria să nu mai fie subiect de bârfă și de amuzament în tot județul. Vine o campanie electorală care va fi destul de grea. Mi-aș dori, nu dau nume, dar acele persoane să-și asume ceea ce spun în mediul online,
de pe conturile personale, nu de pe zecile de conturi false, deoarece nu mai facem față să gestionăm. Ne-am dat seama de pe anumite conturi cine sunt acele persoane, dar nu se face așa ceva. Aici cu mediul online e mai greu de gestionat din acest punct de vedere, din păcate. Din păcate. Și ce mi-aș dori foarte mult după ce revenim la normalitate și o eventuală prosperitate, să nu mai fiu printre singurii tineri care se plimbă pe străzile orașului Simerea și în sate. Tineri în general sau tineri în politică? Tineri în general, implicit și în politică, chiar dacă nu în Partidul Național Liberal și poate în alt partid, deoarece încurajez pe toți să facă parte dintr-un partid politic, până la urmă deciziile pe linie politică se iau în multe situații. Implicit și în partid. Eu, de când sunt președinte, am tot lucrat să-mi formez echipă, să crez număr. Foarte mulți tineri sunt plecați sau se implică direct la DEVA, pentru că nu se mai regăsesc în orașul Simerea. Și atunci vă dați seama că e o situație foarte complicată. E destul de dificil să foarte mai fie atrași și alți tineri către politică, indiferent de partid, așa cum nu mai au efectiv încredere în oraș și în viitorul orașului după acești 4 ani. Da, acum mă bucur și chiar am primit aprecieri din partea cetățenilor că s-a conturat o echipă de tineri deștepți, școliți în cadrul PNL-ului. Ar fi foarte bine dacă în toate partidele ar începe să apară grupuri de acest gen și asta va duce într-adevăr la o evoluție pe termen lung. Asta înseamnă că acești tineri să fie și lăsați în primul rând să își spună punctul de vedere și să vină cu idei și cu propuneri pentru comunitatea din care fac parte până la urmă, pentru că mi-e greu să cred că fie că vorbim de tineri sau cei mai experimentați nu își doresc binele comunității din care fac parte, altfel nici n-ar mai avea sens să se implice până la urmă, mai bine și-ar vedea de joburile pe care le au sau de proiectele personale pe care le au. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, sper ca într-o altă emisiune, într-o emisiune viitoare să veniți și să ne spuneți că lucrurile s-au rezolvat, că există armonie, că există proiecte care au fost finalizate și simerienii să aibă de câștigat din acest punct de vedere, pentru că oamenii ar trebui să conteze cel mai mult. Și n-ar trebui să conteze faptul că suntem deja în campanie electorală. Din păcate, eu nu trag speranțe prea mari la cum văd că se agită în disperare unii sau alții că lucrurile vor reveni în câteva luni la normal. Vedeți, noastră normalitatea este definită de fiecare diferit. Fiecare este cu normalitatea lui, din păcate, în ultimii ani, așa că și aici trebuie să... Să le acceptăm lucrurile așa cum spuneți. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!